pască și pește de gurici. Să sunt aici. Hai, să mergem. Nu am apă. Deci, nu am apă. Bună dimineața! Astăzi vom face o zi din viața noastră. Să vedem cum decurge. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Așa ne-am început noi ziua, cu Noua trezindu-se la 6:30. Da? Ne-am trezit la 6:30, acum este 6:51, mai stăm în pat până la 7, după aceea ne ridicăm și mergem la baie să ne facem tabieturile. Șcuțu. Ți-e foame, nu-i așa? Ceasul este 7:10, 7:13. Vreau să-i fac pachetelul fetei. Norocul meu este că am clădituțele astea de ieri, oladii, clădite rusești. Și o să-mi fie super ușor să îi fac pachetelul. Dar asta voi face acum. Și am dat și lui Noua să mănânce, să știți. Cam așa procedez. Când vin la bucătărie, îi dau lui să mănânce micul dejun ca să stea liniștit acolo în scaun. Cât timp eu pregătesc pachetelul. Mă voi folosi de aceste forme de silicon pentru a-i pune aici. Ca să fiu sinceră, de cele mai multe ori bucătăria mea nu este strânsă de seară. Trebuie să mă ocup dimineața. Dacă am timp, mă ocup. Dacă nu am timp, nu mă ocup. În dimineața asta, cred că o să am 5 minute, 10 minute să mă pot ocupa de bucătărie, dar nu știu sigur. Să strâng pe aici. Cam atât. Pachetelul fetei gata, oladii, i-am pus și cașcaval, capia, i-am pus și avocado de data asta. Am să văd, am să urmăresc dacă îl mănâncă. Dacă nu-l mănâncă, nu o să-i mai pun data viitoare. Și un iaurt. Cam atât. Cam așa arată pachetul ei. Un capacul și fac și ghiozdanul. Așa cum v-am spus, ca să fiu sinceră, bucătăria mea așa arată dimineața. Rare ori se întâmplă să arate impecabil, să fie strânsă de cu seară. Așa că vreau să strâng un pic de aici, să le organizez și după ce aduc fata de la grădiniță, am să le spăl. Și vreau să vă spun cum procedeți. Ca să-mi fie mult mai ușor dimineața, seara îi dau dress și body curat. Nu-l schimb în pijama.
nu știu, am constatat că așa e mai simplu, îi dau body curat, îi dau dress și după aceea îl bag la somn. Așa procedez și cu Tiara. Și dimineața mi-e mult mai simplu să îi îmbrac. Bineînțeles, fiecare face cum consideră. A sunat ceasul pentru 7:30, da. 7:30 îl schimb și după aceea o trezesc pe Tiara. Gata. Sunt cam grele. Curiță umflată acolo? Ce se vede, mamă? M-a speriat. Vrei să zic povestea? Da, da. Păi da, da. Uite, ai zis noua Dada. Ai zis noua Dada? Da. Da? Ala e ochișorul lui Dada, da. Stai. Să spun de lesa. Ce? Nu vrei să mergi astăzi la grădi? Opa, noua. Nu vrei să mergi astăzi la grădi? Vreți să mergem să ne spălăm pe ușor? Vreau să mai dorm un pic. Uf, mamita, ce nu-i vina mea că te-ai băgat târziu la somn? Vreau să mai dorm un pic. Știu, voiule, că vrei să mai dorm. Dar nu mai bine vrei să mergi la grădiniță unde sunt copii. Vine și Sofia Ivanov. Vine și Erica. Vine și... știi cine mai vine? Costi. Și vine și Olivia. Și vine și Sofia Mătasă, cum zice? Mătasă, nu? O să vină toți copiii și te așteaptă să te joci cu ei. Nu lovi, măi. Măi, dar nu călca pe ea, măi. Ce spui? Nu să mai dorm. Cum nu vrei să dorm un pic? Dar o să dorm... După ce fac tot pachetul, mergem în parc? Da? Hai să ne schimbăm. 3, 2, 1. Hai să spălăm dințișorii, să spălăm și ochișorii. Hai. Da? Plătește. Bravo. Back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always Până iese, ține. Acum, haide. Ține, bine, strâns. Bagi mânuța, așa, și până iese, nu dai drumul. Gata, așa, e perfect. Bravo. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Ce e ușa? Stai. Stau. Omule, iar te doare! Lingura! Noa! Pe bune! Ce amuzant au fost, nu-i așa? Noi suntem gata? Noi suntem gata, eu sunt deja maie. Ești deja maie, nu? Și am plecat la grădi. Ne auzim după. Este 8:10. Hai, să mergem. Stai să mergem acum. Hei, să mă vedeți și la față. Am dus fata la grădiniță. Este 8:30. Noi este acolo, se jucă. Eu vreau să termin ceva de editat și să pun vlog. De obicei cam așa se întâmplă. Dimineața, când nu termin seara de editat, mă bag undeva pe la 1-2 la somn. Aseara mă dorm la 1:30. Nu termin de editat și termin dimineața. După ce duc fata, mă pun la laptop înainte să fac orice. Mă pun la laptop. Lui nu i-am dat să mănânce, e schimbat, totul e bun. Și eu mă apuc de editat.
mi-am deschis laptopul. E 8:30, pe la 9:15 maxim ar trebui să fie gata și să-i dau export. Și după aceea voi merge la bucătărie să spăl vasele. Dar acum voi edita. Gata. Dau export și mă duc să spăl vasele. Cam atât cu editatul și vreau să mă apuc de situațiunea aia. Astăzi va trebui să montăm mașina de spălat și poate din seara asta nu o să mai trebuiască să spăl așa de multe vase. O să vedem exact cum o să fie cu mașina de spălat. Abia aștept. Să vedem, să vedem. Mă apuc de spălat vasele și ne auzim. Cred că o să-mi ia jumătate de oră, la cât de multe. Pauză de schimbat. Nu-i așa? A căzut cu fața de pământ și s-a, cred că se învinețește pe nas, da? No. Îl schimb acum că trebuie să-l schimb. Opa! Măi! Dar uitați un pic ce bărbățel e! Uitați un pic ce bărbățel are mami! Nu mai arunca! Uitați un pic ce bărbățel am! E preză de bărbățel de acum. Nu mai e bebe. E bărbățel. Gata și vasele. Am terminat în 20 de minute de spălat, ceea ce vedeți. Mai am, bineînțeles, plita. Uite ce mult are. Bună! Ce faci? Mă ajut? Vrei să mă ajut? Mulțumesc! Da! De! De! Gata. Ce faci acolo? Mai punem o mașină la spălat? Hai să mai punem. Hai să le luăm pe astea. Să spălăm, să spălăm hulțele astea. Da. Mă. Ești mă de acolo, mă. Mă, ești mă de acolo, mă. Voiam să vă arăt că Răzvanul se ocupe să scoată corpul ăsta. Dar e lipit? E prins cu șuruburi. E prins cu șuruburi. Ah. E... Da, abia aștept. Nici n-au cum. Nu, îl ajuți pe tati, nu? Îl ajuți pe tati? Înveți acolo meserie? Da? Nu. Am terminat de întins hainele și este 9:45 și s-a exportat și vlogul și acum vreau doar să îl încarc pe YouTube. Uitați un pic ce haos e în spate. După ce fac asta mă duc un pic la bucătărie. Voiam să vă spun că soțul a venit astăzi mai devreme acasă, nu tot timpul se întâmplă asta și a dat el cu aspiratorul în bucătărie și a strâns un pic de pe masă. Iar eu, după ce fac asta, după ce mă duc un pic la bucătărie să văd ce face acolo soțul, că-s curioasă și eu abia aștept, Noa e pe undeva prin camera fetei. Eu sunt atent aici, de asta încerc să fiu multitasking. De obicei așa sunt, multitasking, că altfel n-am cum.
încerc să pun vlogul pe YouTube. După ce fac asta, încep din dormitor cu un aspirator, eventual și un mop. Nu vreau să șterg oglinzi sau ceva, dar vreau să întrețin un pic curățenia ca să nu s-o ia razna. Să gata. L-am pus la încărcat acolo. Îi ia 20 de minute și după aceea încă vreo 15 minute pentru a fi HD. Deci pe undeva pe la un 11 ar trebui să îl programez, să îl public la 12 jumătate și va trebui să fac și paturile pentru că n-am apucat. Voi lua o pauză până la 10. Mă duc să-l verific pe noi, pe unde e, ce face, că aud sunete, poate bagă ăla în WC-ul. Mă duc să-l verific. Bună! El era aici, de fapt. Ce pauză! Când avem treabă de făcut, nu-i așa? Ce pauză să facem noi când avem treabă de făcut? Bun, măcar că la fată este ordine, trebuie să fac patul. În rest, este foarte ordine. Foarte, foarte ordine. Să pun plușurile la loc. Hai. Face el dezordine acum. Cam asta e situația. Cum merge? Mă apuc de treabă. Said you needed a break and left with no heads up. I was strong for your sake, but it made my heart drop. Cause it's always been you and I. Give me one more try, this is messing with my mind. Not gonna lie, but I'll give you the space so you can figure this out. I've been losing sleep and it won't get better. I can't get my mind off of you. Days go by and I can't help but wonder if you think about me too. Don't you just hate it being away from someone you just wanna hold on to? It's driving me crazy, tired of waiting. I really hate being away from you. Like everyone else, we have our ups and downs. It is not just one mistake that made you think about what life can be like without me in it. I still thought it'd be you and I until we die. But I'll give you the space so you can figure this out. I've been losing sleep and it won't get better. I can't get my mind off of you. Days go by and I can't help but wonder if you think about me too. Don't you just hate it being away from someone you just wanna hold on to? It's driving me crazy, tired of waiting. I really hate being away from you. Don't you just hate it being away from someone you just wanna hold on to? It's driving me crazy, tired of waiting. I really hate being away from you. În dormitor e gata. Aș avea pătuțul lui Noa plin de haine. De împăturit, călcat, dar nu știu dacă o să mă ocup de asta astăzi, să văd. Ce faci, măi? Măi! Hai, dă-mi-nuța. Hai să mergem, dă-mi-nuța. Hai să mergem. Hai. Pe Noa l-am alăptat dimineața la 6:30, după ce a luat micul dejun și îl voi mai alăpta când îl voi băga la somn. Da, merge singur. Gata și în camera fetei. Am aspirat praful, nu l-am șters, l-am aspirat cu aspiratorul. I-am pus capătul acela pentru praf și e ordine și în camera ei.
Haideți că am timp să șterg un pic și în baie și o să mă folosesc de cărpe din astea magice. Nu am apă. Deci n-am apă. Dintr-o dată așa n-am apă. Deci n-am văzut așa ceva. Superb. Deci, dintr-o dată mi s-a stricat starea. Normal că nu au anunțat. Normal că n-au anunțat. Normal că m-am trezit cu apa luată. Doamne ferește, deci numai în Roma să nu locuiți. Nu mai am chef să fac nimic. Deci nimic. Îmi vine să mă trântesc în pat acum. Plus că am 7000 de mașini de haine de spălat. Vreau să mă ocup acum să fac thumbnail-ul pentru YouTube. Și este 10 și un sfert. O să-mi ia ceva timp și să fac setările ca să poată vlogul să fie postat la 12:30. După asta cred că o să mă îmbrac și o să mergem un pic în oraș. Să iau detergent de rufe. Pentru că n-am apă și vreau să spăl haine. Obositule! Oi, de înainte cu tupeni. Pauză de masă. Este obosit și vrea lăptic. Da, vrea lăptic. Golanu vrea lăptic. E pauză de masă, 10:30 aproape. Mănâncă, cred că îl bag la somn. Să văd. Mi-am făcut o salată cu fulgi de drojdie inactivă, ulei, sare și conopidă. Mi-am făcut multă, am pus multă conopidă și multă drojdie inactivă pentru că este genială, este salata. Voi mânca pentru că planurile s-au schimbat și după ce mănânc mă duc după fată și apoi o țin un pic în parc. Dacă tot doarme noua, o să rămână cu tati acasă și o mă duc după fată. Ce frumos a înflorit! Este 11:15, mă duc după fată, apoi mă voi duce cu ea în parc să stau jumătate de oră, o oră. Avantajul este că e rezon acasă. Și ne auzim mai târziu. Ce-ai făcut astăzi la grădi? Adică? Am trecut atâtea ani să ajung la mine. O trecut atâtea ani ca să ajung la tine? Da. Nu, mami, au trecut câteva ore, nu atâția ani. N-au trecut ani, au trecut ore. Trebuie să ne oprim, ne asigurăm, vedem că nu vine mașina și traversăm. Hai! Nu am pictat! Nu ai pictat? Ai colorat doar? Da. Sau nu am colorat. N-ai colorat? Nu. Cum adică nu? Mi-am dus în clasă la copiii cei mari. Da? Și ce ați făcut acolo? Ne-am uitat la televizor. Vai de mine! La ce v-ați uitat la televizor? La alea de... Alea cacableac pe care le vedeau fetele. Cacableac pe care le vedeau fetele? Da. Adică? Ustițele alea. Ce? Am văzut ceva acolo, dar nu mi-am nu ți-aduce aminte? Hai, fugi! Dar în, când te stric, te oprești. Promiți. Hai. Când te stric, te oprești. Când te stric eu. Este 1:20. Și voiam să vă arăt că aici așa este mașina de spălat vase. Momentan nu are fața, pentru că trebuie să-i facem. Trebuie să vină cineva să o instaleze. Cam așa arată. De nu vreau să-l pune fața, asta e spatele, se nu poate să schimbi. Dar asta nu vrea să fie fața. Bine. Și dulapul este aici. Dulapul cu sertarele sunt acolo. Cam asta e treaba. Am stat o oră și mai știu cât în parc. Vă dați seama că nu îmi vine să fac nimic din cauza apei. O să mergem în oraș, v-am zis, să-l iau detergent, numai că s-au schimbat planurile din cauza că nu a adormit. Voiam să-l adorm în mașină, dar asta e, mai bine să doarmă în pat. Ok, după ce se trezește nouă, noi o să
mergem după detergent și o să mergem și la țară. Da. Și mă gândesc să scot untul ca să fac niște gogoși. Vrei să fac niște gogoși? Tiara a vrut lapte cu cereale și i-am pus lapte cu fulgi din aceștia de porumb. Asta va mânca ea. Mulțuca asta mică. Vreau să vă arăt acest coș de rufe, zice că este. Diametru 36, înălțimea 50 de centimetri. Este dintr-o hârtie, așa, nu știu. Scrie poliester, parcă. Coș de rufe, 100% poliester. Polipropilen. Se curăță local doar petele. Și vreau să-l folosesc pentru plușurile fetei, ca să nu mai stau cu acea cutie în dulap. Adică această cutie. Să vină coșul, eventual, aici în dulap sau dacă nu, pe undeva pe acolo. Dacă nu mă înșel, am dat 35 de lei din JISC, așa cum scrie aici. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. With you. Don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. It's not what we see, it's what we choose to be. Uitați cine s-a trezit! Și a dormit până la 1 de la 10 jumate. 10 jumate? E pe dormit 2 ore jumate, 2 ore jumate. Și acum? Să-i pun să mănânce, să-i dau să mănânce. Să mergem la bucătărie să vedem ce. Vine. Pun să fac niște tăiței cu lapte pentru Noua. N-am găsit din ăla de la Napolact și am luat din acesta de la Zuzu. Și am pus acolo tăiței, am adăugat lapte și pun pe foc să fiarbă, să vedem ce o să iasă. It's not what we see, it's what we choose to be. We're beyond good, I've never been so ready. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow with and tell her goodbye. Oh, it's not what we see. Vă dau acum să mâncați aici pentru că e dezastru în bucătărie, da? Mizerie pe masă. Unde? E toată mizerie pe zi. Da, pentru că nu e apă. S-a făcut haos. Haos, haos și dezmăți, da? E dezastru pe masă, pe masă și pe masă, și pe comodă e curățenie. A făcut mami, nu? Da. De-aia s-a dus afară. Ți-a salutat tot pe doamna se spăculeți pe peticele, sunt nastuiel.
nu-i place, nu-i mai pune aia, că nu-i place, uite că nu-i place deloc și se supără. Băcuța privește curioasă spre gard. Cine s-a pitit în tufiș? Tractorul! Iasă! Rușu! Și uite! Eu! Cățelul? Da. A zărit? Ceva? Interesant! Cine s-a ascuns în spatele căsuței? Știu eu ce acolo! Ce? Știu eu ce acolo! O mașină albastră! Păsărelele zboară prin văzduh. Cine s-a ascuns după noi? Sfârșit! Așa, noi am citit, ne-am jucat, eu am citit cartea pe care v-am zis că o citesc. Cu cât citesc mai mult, cu atât mi se pare mai morbidă și mai, Doamne iartă-mă, nu știu, mi se pare că germanii care au făcut asta au fost niște, nu că oameni, monștri, niște monștri efectiv, din cele mai urâte coșmaruri. Acele vietăți nu, cu siguranță nu s-au putut numi oameni. Nu știu, să nu te doară inima că faci așa ceva, nu știu, să nu ai pic de emoție, doar ură pentru niște persoane care nu arată la fel. În fine, n-am mai fost în oraș pentru că am așteptat persoana care instalează mașina de spălat. Este 3 ceasul, mă duc să spăl vasele pentru că a venit apa, wow, ce să zic. Și după aceea, după, nu știu ce să fac, o să văd. Dar acum mă duc să mă ocup de vasele din cuvetă și eventual să spăl și plita. Da, după ce le spăl, le pun în mașina de spălat. Diseară dăm drumul la mașina de spălat sau mâine, da? Nu. Depinde cum, depinde de ăștia de la apa serv dacă ne ia apa sau nu. Da, cam asta e. Mergem, haideți să mai facem puțină treabă. Aici e mai târziu. Și unde mai ai multe dinți? Mami, nu-i fa așa, mami, că nu-i place. De asta mai unde e dinți, s-o ai mulci. Așa. Măi. Vrea doar să te iubească, nu-i mai fa așa. Ia să te iubească, lasă-l să te iubească, iubește, de guriță. O, de guriță, de guriță. Noa, opa, sus, sus, de guriță, da. Îi dai guriță? Noa, de guriță. Tiara, de guriță. De guriță. La acum lasă-l pe el să-ți dea guriță. Noa, de guriță. De guriță. De guriță. De guriță.
Nu vrea. Ha, știu că am luat înghețe. Știi că e la tine și la mine? Pentru o gustare scurtă, rapidă. Lasă că o să o iei paie, tati, o să fac el. Dăm piersicile astea și o să-i dau atât fetei cât și băiatului. Fac, și după aceea termin de spălat vasă. Poftim, Noa, ia-te acolo, Daruța. Bine. Sunt pregătită să iau piersică. Haide, ia repede și ai grijă. E rândul acestei minunății. Voi folosi șervețele de la Dettol. Să vedem ce fain o să iasă. Să vedeți și voi. Hopa, sus, 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 sus. Haide, Lenușule. Lenușule, haide. Este 15:39 și am făcut un pic de ordine în bucătărie. Și acum stăm. Așteptăm să instaleze mașina ca apoi să ieșim în oraș. Ia, ia, ia. Da. Sunt atât de încântată să merg. Și dau asta lui Noa. Mami, da, mami. Sunt atât de încântată să merg la Bica. Da? Da? Hai, ia și joacă-te cu Noa. A venit o vulpe. Cum faci? Ia să vedem care e de la dinozaur. Asta? Așa? Asta? Da? Nu mai sunt. Încă trei mai sunt. Una. Cu albastru. Fundulețul la control, băi. Aba. Fundulețul la control, măi. Uită-te bine și încercăște de la dinozaur. De la... Păi caută-o. O, bătică. O, bătică, bătică. L-ai găsit? Nu? Acolo! Bravo! Băi, pulenuzule, bravo! Bulenesu. Bravo! Tata! Bravo! De ce e? Și acum vreau să iei roz, o bacica. Da. Și vreau să încercuiești litera E de la elefant. Ascultă! Așa, bravo! Bravo, puile! Așa din prima, bravo! De ce cu piele? Vreau să iei galben și să încercuiești C de la cățel. Acolo, puile, bravo! Gata, a fost instalată. I-am dat drumul la un program de o oră. Că prima dată am înțeles că ar trebui să meargă goală, să fie goală. Așa că asta am făcut acum. Și noi ne-am echipat și mergem la cumpărături. Ce faci, frumosu! Uite-ți, pe ține am eu aici!
Bun, am fost la Kaufland și s-a trezit nouă. Am fost și am luat detergent de rufe, balsam de rufe, sare pentru mașina de spălat vase și stați un pic să-l aduc pe nouă în față. Le-am adus pe Golan aici în față, uite nouă. Sare pentru mașina de spălat vase și, bineînțeles, detergent de vase. Și capsule pentru mașina de spălat. Bun, am venit la țară, am fost un pic pe la mama, am stat 10 minute. Și acum suntem la socrii. Stau în mașină să vorbesc cu voi pentru că am început aici vlogul și pentru că oricum e rușine să vorbesc. L-am așteptat pe Noa să se trezească. Merg după fată, că am lăsat-o la mama pentru că este super entuziasmată de toate jucăriile de la mama. Și după asta o să mergem la acasă și o să mă întâlnesc cu o prietenă și o să stau cu copiii și cu prietena mea, probabil prin parc. Mai ținem copiii un pic afară, pentru că pe Noa nu l-am ținut astăzi afară și încă e frumos. Și am lăsat mașina să meargă. Când ajungem acasă să vedem acolo ce... În seara asta nu o să pun la spălat, dar mâine sigur o să pun la spălat, pentru că în seara asta n-aș avea ce, mai am ciorbă de la mama, nu gătesc. Mi se pare că m-am învârtit în jurul cozii în casă astăzi, n-am făcut mare lucru. Mi se pare că am fost foarte neproductivă, dar... Na, ce să zic. O să pun astăzi probabil o mașină sau două mașini de haine la spălat. O să-i dea mama să mănânce fetei, să vedem dacă o să mănânce. Cam atât. Cam asta voiam să vă zic. Cred că n-am omis nimic. Mi-am luat ceapă, ceapă verde, ca să-mi fac o salată din aia de primăvară cu ridic, ceapă verde și salată. Am luat o salată de la Kaufland, o să vi le arăt pe toate acasă. O să vă arăt și ce detergent, capsule de vase folosesc. Apropo, spuneți-mi, vă rog frumos, ce recomandări aveți la capsule din alea pentru mașina de spălat vase, dar să fie bune și să fie cât de cât ok, că am văzut niște prețuri 100 de lei pentru nu mai știu câte capsule, 30-40 capsule. Ceapa și aceste căpșuni minunate pe care o să vi le arăt acasă sunt extraordinar de frumoase, sunt luate de la un magazin de aici din sat, foarte faine. Deci n-am putut, am intrat doar pentru ceapă verde și am ieșit și cu căpșunile astea pentru că arată incredibil. Uitați-l pe Noa. Mă duc să-i dau și lui pentru că știu că îi place, abia s-a trezit și... Oricum e foame după ce se trezește și ca să nu-i dau lapte, i-am dat doar de 2 ore astăzi dimineață, la 10 jumate și la 3, fără ceva. Sau la 1, nici nu mai știu. Ne auzim când ajungem acasă, oricum nu mai filmez. V-am pupăcit, ne auzim mai târziu. Uite și drăguții, cu geaca lui de blug. Cute, cute little pie. Cute little pie. Căpșunile astea, despre astea vorbeam, uitați ce faine sunt și ce mari sunt. Salata asta este luată din Kaufland și asta e mâna mea, uitați cât de mare este. Ceapă verde pentru salată și mi-a scos și ridichile din frigider. Mică e mâna mea. Da, mami. Încă se păstrează foarte bine așa. Vreau să spăl astea, astea sunt spălate deja, să-mi fac salata și căpșunile le pun la frigider. Incredibil, eu nu mă mai satur de salata asta. E genială. Ai făcut și mie o salată? Nu, mami, tu ai sandwich. Fata are acolo. Ceasul este 10 fără 5 și am încercat să-l bag pe Golanul ăsta la somn, dar nu vrea. A țipit și s-a trezit. Asta e și pentru că i-a spart gingia un dințișor de jos și... Na. Așa că... Am venit la bucătărie și vreau să strâng bucătăria. Nu o să arate așa, o să vină fața la mașina de spălat, dar cu un pic de răbdare să ajungem la Bacău, de acolo trebuie să luăm. Mă rog, fac ordine aici și acolo și cam atât. Deci mi-au luat un sfert de oră să strâng, să pun în mașina de spălat vasele, să fac ordine aici, să fac ordine pe masă. Să dau și cu aspiratorul și cu mopul în 15 minute. Wow, deci nu pot să cred. Super tare. Deci, mai pune fericire. Treaba asta, oh my god, cât timp economisești. Și chiuveta mea e goală. Și pe lângă asta mi-am scos de aici chefirul. Am aici chefir pentru mâine dimineață să fac coladii. Aici mi-am pus laptele
pentru chefirul de mâine seară, cum ar veni, pentru sâmbătă dimineață. Așa, trebuie să-mi hrănesc și Maiaua, dar trebuie să pun o farfuriuță aici. Și am fost la Kaufland. V-am spus că am fost la Kaufland și am schimbat măruntul și nu știu ce. Mi-am cumpărat detergentul ăsta. Acest detergent îl folosim noi. Ariel Instant Powder. Cocolino. Apoi, pentru mașina de spălat. Atât m-a dus pe mine capul să iau această sare. 9,99 lei, am impresia că a costat 1 kg. Și am optat pentru aceste capsule. Și nu este nevoie de clătirea aceea de dinainte de a pune vasele în mașină. Acum, na, să văd. Să văd cât de bine spală. Nu știu, nu mă pricep deloc. Dacă mă puteți ajuta cu recomandări la capitolul pastile din astea pentru mașina de spălat, v-aș fi veșnic recunoscătoare. Cutia asta de 50 de capsule a costat 75 de lei, dacă nu mă șel. Nu știu, nu mă pricep nici la prețuri. Eu am primit mostra asta, mașina de spălat, și după asta m-am ghidat să cumpăr, că habar n-am, eu nu știu, nu mă pricep, vă dați seama. Pun asta la temperatura camerei, o pun sus acolo, chefirul ăsta pentru mâine în frigider și o să hrănesc eu Maiaua. Haide, mă duc să încerc să nu mai bag o dată la somn, să dau iar pantaluna și jos. Mergi la nani? Mergem? Hai să mergem. Oameni faini, cam asta-i. Ceasul este 11, l-am adormit pe 9, în sfârșit. Am mai strâns un pic de aici din living, ce era, am lăsat ordine. Și de acum îmi iau laptopul și mă apuc de editat. Voi sta până pe la 1:30, cam așa. Și pe la 1:30 mă bag și eu la somn și de la 6:30-7 o iau din nou loc. Cam la ora asta mă bag eu la somn, la ora 1:30-2 chiar. Depinde. Avantajul este că soțul o să o ducă dimineața pe Tiara la grădiniță și eu voi rămâne acasă. Pot să stau un pic mai multe noaptea asta. Mă pun să editez, nu cred că voi posta mâine vreun vlog, pentru că nu am timp să editez, fiind așa de târziu. În 3 ore nu reușesc, îmi ia cel puțin 5 ore să editez, dar să văd, dacă nu reușesc în seara asta, poate termin mâine de editat. Cam asta mi-a fost. Bine, sunt multe care nu le-am filmat și nu le-am spus, că nu trebuie tot să știți. Ne-am întâlnit cu prietena mea și am stat o oră și nu mi se pare că am fost așa de productivă astăzi. Dar nu-i problemă, mâine o luăm oricum de la capăt și facem mai multe, probabil. V-am pupat! Ne vedem data viitoare cu un nou video. Nu uitați să vă abonați dacă vă place de noi, dacă vi se pare că ceea ce transmit sunt lucruri bune care vă ajută, dacă vă motivez. Nu uitați să vă abonați, să apăsați acolo pe clopoțel ca să primiți notificări ori de câte ori postez. Ne vedem data viitoare cu un nou video. V-am pupăcit! Să aveți o zi superbă!